Într-un meci din etapa 20 a Ligii Naționale de Handbal, echipa Clubului Sportiv al Armatei Steaua a învins cu 24-22 pe Politehnica Timișoara. Victorie cu atât mai importantă cu cât cele două echipe erau vecine de clasament pe locurile 6 și 7. Prima repriză a fost echilibrată, dar roșii-albaștri au reușit să intre la pauză cu un avantaj de 2 goluri, 11-9. Repriza a doua a fost la fel de disputată, dar Steaua a punctat mult pe extreme, terminând victorioasă cu 24-22. A fost astăzi pe teren și a reușit această victorie în aceste condiții dificile cu 10 jucători, dar încă o dată, cum le-am spus și lor în vestiar, valoarea unui echipe nu constă în numărul de jucători, constă în valoarea individuală, valoarea sufletească și dorința de a intra pe teren, de a câștiga fiecare joc. Ei au reușit să facă lucrul ăsta și vreau să-i felicit pe această cale. Golgheterul meciului a fost elistul Ionuț Georgescu, marcator a 7 goluri din 10 aruncări. Cred că a fost o victorie muncită. Am demonstrat încă o dată că suntem o echipă unită și că nu contează numărul jucătorilor care evoluăm și care suntem pe bancă, pentru că, după cum ați văzut și astăzi, am fost în 12 jucători. Am reușit să facem un meci bun, să ne mobilizăm și să câștigăm în fața unei echipe foarte incomode, să spun așa. Steaua își consolidează poziția a 6-a în clasamentul Ligii Naționale și se gândește deja la meciul de sâmbătă din SEHA League cu Zeleznicii Arniș. Meciul e important pentru palmares, e important pentru psihicul jucătorilor, pentru moralul lor, dar cred că principalul nostru obiectiv este să terminăm meciul 100% sănătoși din punct de vedere fizic. Întâlnirea dintre Steaua București și Zeleznicii Arniș din SEHA League va avea loc sâmbătă de la ora 13 la Sala Sporturilor Concordia din Chiajna.